Bătrâna a fost contactată telefonic dimineața, în jurul orei 4. La celălalt capăt al firului, o femeie se dădea drept fiica sa, spunându-i că are nevoie urgentă de bani. La scurt timp, la ușa bătrânei s-a prezentat un tânăr care a ridicat suma. Cum blocul este dotat însă cu sistem de supraveghere video, în imagini se vede clar cum arată suspectul. Un tânăr modern îmbrăcat cu o geacă de piele, pantaloni mulați și tunsoare în tendințe. Ar trebui să ne asigure o protecție, să stăm liniștiți în apartamentele noastre, dar tot noi suntem de vină că dăm drumul oricui. Este foarte important pentru cetățeni să cunoască faptul că în niciun caz de accident rutier, reprezentanții instituțiilor publice nu solicită bani pentru a rezolva o speță de natură penală. Și ai minima sunat, dar i-am închis telefonul imediat. Știu că nu am situații și așa că era de la început o minciună. În urmă cu o săptămână, un alt bărbat de 76 de ani și o femeie de 81 din localitatea Săcele au fost înșelați cu aproape 12.000 de lei prin metoda care a făcut în ultimii ani mii de victime.